Bună dimineața, oameni frumoși! Este luna august, luna concediilor, iar eu, sincer să vă spun, trebuie să fiu în Thailanda cu doi prieteni, dar pe sunt mai complicat trebuie, așa că trebuie să vin cu o soluție de avarie. Și ne-am întâlnit toți colegii noștri din echipă și am zis, bă, ce să facem, ceva tare, cumva adaptat la situația actuală, așa că preună o să mergem la o cabană, iar cei de la ING m-au provocat să filmez ce se întâmplă acolo și să-mi dau seama ce îmi place și impresiile mele în legătură cu acest concediu. Așa că voi o să vedeți tot ce se întâmplă la această cabană. Aici echipa fantastică, Stanga care deja pozează și restul echipei. Împreună vom face lucruri minunate și voi ne puteți urmări pentru că, Doamne ferește, mă vreau să mai zic că cabana aia lui Cristi la care merge de Cristi e bine, 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 da? Stați pe aproape. Deja am ieșit din oraș, suntem într-o zonă plină de vegetație, numai copaci, verdeață și la cabana la care mergem este semnal, dar lumea nu știe, mai ales prietenii apropiat. O să-mi închid telefonul și după două ori o să zic, mai suna pe n-aveam semnal acolo, știi? Deci aviz pentru toți, asta e o schemă foarte eficientă. Că e cabana faină, femeie fericită. Deci cabana asta, n-am verificat-o înainte ca și pe ceva site, să mă uit la recenzii, 4 stele și de alea. Pe finalul Cristi, colegul nostru, am zis, am o cabană, nu, hai să merem. Și tare că acum ai surpriza și nici tare cabana, știi că nu. Important este să ai așteptări joase, știi? Și acum am venit și vreau să zic că e aproape all inclusiv, dar vreau să veniți deodată cu mine în cabană. Trebuie să precizez, pe bunica n-am putut să o aduc, pentru că noi o să rămânem peste seară și ea trebuie să stea acasă, să aibă grijă domnul Sandu. Așa că, așa 2-3 ore să o duc până în Cluj sau prin altă localitate, e ok, dar peste seară e mai greu. Gândiți-vă că eu rușinos că stau cu ghiozdanul în spate, Stanca aia deja e în elementul ei, se relaxează, avem deja un hamac. Cum te simți? Are muzică de acolo. Noi trebuie să prezentăm cabana, trebuie să și muncim. Hai, Cristi! Deci, miroase a cabană, vreau să vă zic, și se vede că e o cabană făcută în mare parte pentru uz propriu și pentru prieteni, da? Adică nu hai să o dăm în chirie să facem bani. E tradițională, lucruri simple, o umplut toți pereții cu niște farfurii, pe aici niște țesături. Cabana e pe 3 nivele, deci avem camere cu 4 supraetajate. Nu vezi urmă de om aici, numai tu cu natura. Partea cea mai specială din această cabană, mai ales pentru un om care a avut un strand de un an de zile, și anume o piscină, da? O piscină la poalele pădurii. Ai aer curat cu copaci și ai piscina. Bineînțeles că a fost atracția că din prima toată lumea a venit aici, și-a băgat frumos picioarele și e perfect. Bineînțeles că mi-am adus șlip, că nu m-a anunțat Cristi, bă, hai că am o cabană. Am o cabană cu piscină, se zice. Înainte să ne apucăm să facem toate activitățile astea șmechere, am zis că începem cu o masă corectă, un bob ghiuloș, că suntem într-o zonă de asta tradițională. Zicem, avem lingură? Să arătăm. E bogat, da? Bine, și un pic scumpă, dar merită pentru că avem un view minunat. Avem un munte în spate pe care o să le escaladăm. Ăștia nu s-au putut abține să stea să nu mănânce până dau drumul la filmare. Poftă mare! E prea cald, dar zice bine arată cartofi ăștia. Și eu am. Ciorba e foarte, foarte bună, dar bineînțeles că fiind o ciorbă maghiară, bob iulaș, e picantă și foarte consistentă, n-ai cum să mănânci felul 2. Cu un fel de saturi. Ideea e că după ce am mâncat bine, am venit un pic în sat. Suntem în satul Rimetia. Un sat foarte plăcut pentru că unul la mână pe jos este piatră, oamenii nu vrem asfalt, vrem piatră să vină lumea încet aici să se bucure. Tot satul e din patrimoniul UNESCO și vreau să vă uitați că fiecare casă în parte e pe alb, da? Într-o Românie în care eu mi-am luat mașină cât mai colorată, blocuri, portocaliu roz, oamenii și-au spus rămânem tot frumos ca să arate bine satul per total. În sat ce e super mișto, că e puțină lume și automat când te plimbi pe stradă, din prima îți faci prieteni, că te cam saluți, da? Hai să testăm. Bună, bună ziua. Și pe a doua oră când te vezi, zici, salut, ce faci? Și a treia oră, cum ești, mă? Hai la un pahar, intră. A patra oră îl chem la nuntă. Deci dacă nu prea vezi prea aici, haideți păsate și vă faceți acolo nuntaș o grămadă. Acum, oricum am mâncat bine, știți, trebuie să ne plimbăm un pic. Și mai vezi că trebuie să ne urcăm până acolo sus, ai văzut muntele ăla, da? Păi uite ce mușchi ești în, am. Ești în formă, cred că trebuie să mă iei în cârcă, că eu nu sunt așa bine ca tine, bun? Te duc, de-abia mai slăbesc. Salutăm lumea, că așa e politicos, să-i saluți pe domnii ăștia, bine? Uh-huh. Bună ziua! Hey, cum merge treaba? Sigur, au,
Sigur au soție că nu s-a uitat. E o idee care nu-i voie, că ideea e faină, nu mă ideea, nu! Muncă! Muncă! Te rog. Super. Ce fain. Facem o poză, cu ochii deschiși și ne uităm la cameră. Deci vreți facem poză sub apă, cu ochii deschiși, eu nu pot, că mi-e prea mi se închide ochiul ăla, Andrei. Nu, că dacă vrei, pot. Eu am învățat să nu tuni apă la 27-28 de ani. Mergeam la un bazin destul de scump, unde eram șmecher care fie notau așa foarte performant, fie somități, profesor universitar și eu care mănecam. Tot timpul mi-au zis vocea cum mă bălăceam acolo, mi-am luat ceva placă care mă băgam aici și mă țineam la suprafață și am învățat să dau din mâini și din picioare. Și știu cât de cât, dar încă nu am învățat săritura în apă. Andrei, dă-mi un tips cum să sară în apă, nu știu săritura aia în apă. De aici te împingi cu capul în față, da. Și n-ai cum. Și te împingi în picioare. Împinge-te cu picioarele, că dacă te împingi, te vei propulsa în față. Excelent. A fost bine? Nu, că nu te-ai împins cu picioarele. Nu, că trebuie să te împingi ca să te alungești. Ca să te alungești. Sar, tu arată cum se sare. Dar nici eu nu știu. Eu dar nu am dat sfaturi. Uitați expertul. Ăsta s-a născut în apă. Deci, bă, poza aia de sub apă cu noi trei e foarte creativă, mă. Și vreau să vă zic că cei de la ING au creat o platformă ing.ro/doyourthing, THING, în caz că nu m-ați înțeles, pe care se pot încărca poze din vacanță care sunt mai creative. Și eu zic că intră în acea categorie, adică trei bărbați care stau sub apă și se uită așa strâmb, e acolo în categoria. Așa că dacă ați avut și voi un altfel de concediu, adică ceva mai creativ și v-ați combinat cu o chestie, trebuie încărcat acolo și puteți câștiga și premii. Acum o să fiu sincer cu voi că îmi sunteți prieteni și de alea. Deci mai puteam mere până sus. Mai fac dacă mergem până în sus, durează mult și nu mai apucăm să mâncăm. Și stânca e faină, faină, dar păi mâncarea e sfântă, Doamne iartă-mă. Deci, părerea mea, din toată excursia asta la cabană, asta e partea mea preferată. Din ce cauză? Pentru că e greu și e challenge, da? Avem un scop, că la piscină ce? Dai 3 ture de piscină, la tenis cu piciorul ce, știi? Colegul nostru mai cumoț, adică Andrei, el vine cu ATV-ul, bineînțeles. Și deja se aude motorul la distanță. Îți curios prin se bagă. Bună! Deci este un traseu de oameni normal și pentru curajoși. M-am băgat la curajos, la combinații. La sfânt pentru că vrei repede să atingi, să atingi repede în vârf, să o bifezi. Eu zic că pentru situația actuală e arhi suficient cât am ajuns. Mai este un pic, dar... Urci ușor, dacă cobor mai greu, plus că și fetele cu noi, așa, pe să nu zică, bă, dar v-ați dus și nu ne-ați așteptat, așa că mergem, ne luăm de mâncare și mergem pe bază de confort. Că, până la urmă, cabană, aventură, dar confortul e Dumnezeu, știi? Adică mergi frumos, stai acasă, bei o bere, stai piscină, poate facem un karaoke. Ne-am comandat de mâncare, mă rog, ne-am comandat, că am mers noi să o luăm, dar am dat comandă pe telefon și ne-am luat un desert din fiecare să fim siguri. Frica de a lua țeapă e cea mai mare. Am luat. Ăștia sunt gomboți, no. La două feluri de gomboți, că mai unii acolo. Unii cu brânză de vaci, unii cu prune, papanaș, clătite cu ciocolată, clătite cu dulceață, eu merg pe siguranță clătite cu ciocolată, da? No, ăsta e capitalismul, hai să luăm de tăche. Bine, suntem și 7 oameni, deci la 7 oameni, 5 deserturi, numai bine. Poftă mare! Foarte important la cabană ca să simți bine, să alegi un sport în care ești decent, să alegi pe unul care nu a jucat niciodată în viața lui Andrei, să zici, bai, să jucăm o tură. 6-3, Andrei! Andrei, să moru, 7-3. Hai că joc mai slab. Hai, n-am ce face, Andrei, rău de asta nu pot. Vrem să vă prezentăm aici un moment istoric, un moment artistic, în colaborare eu cu Stanca. Stanca o să fie din voce, o voce incredibilă, o să vă șocheze, dar și o să aici ceva pe lângă, ceva featuring, un fel de pitbull sau mă rog. Cântă cucu, bată-l vina, de răsună-n Bucovina.
Cântă cu bată-l vina, e răsună-n Bucovina. Vina, vina, vina. Cântă cu într-un brăduț, uț, uț. E răsună-n Cernăuț, măi, măi. Măi, 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 măi. Cântă cu într-un brăduț, e răsună-n Cernăuț, măi, măi. Măi, Cernăuț, măi, Cernăuț. Uți. Felicitări. Păi nu, că vă rog să primiți aceste flori. Mulțumesc mult. M-ați acompaniat foarte frumos. Scrieți acolo în comentarii care a fost mai tare, eu sau Stanga la fața asta. Mie mi se pare că eu. Dar poate eu sunt narcisist și așa, dar mi se pare că eu și-am avut partea mea interesantă. La mulți ani, bă, mersi mult că ați venit. Mare drag. În moment, fain. Bine că patronul care ne-a ținut cu cabana, omul care îi bagă vine de Andrei, iubita lui Ștefi și Stanga, adevărata vedetă. Și nu în ultimul rând, Cristi, care e omul din spate, știi, că nu trebuie să arăți atunci înseamnă că ești cineva. Și apoi voi, urmăritorii. Bă, vreau să zic că a fost o ieșire cu prietenii foarte gravă, deci atâtea lucruri am făcut, de-abia am avut timp de povești, știi, și de certuri. Am fost la piscină, am dat tenis cu piciorul, tenis de masă, am fost la restaurantul la special, ne-am cățărat pe munte, de toate, de toate, de toate. Și nu, bineînțeles, m-am băgat și pe niște poze, că nu, așa suntem fiecare de noi. Dacă și voi sunteți în vreun concediu mai special și mai creativ, că acum trebuie să fim mai creativ în perioada asta, faceți-vă o poză și încărcați-o pe platforma celor de la ING, Do Your Thing, și puteți câștiga premii. De aici și de la mine, cu cafeaua în mână, vreau să vă urez o zi minunată și bucurați-vă de vara asta cât mai este din ea.